Dumneavoastră n-a fost direct atletismul, nu? Spuneți, nu, a fost gimnastică, pentru că atunci era în vogă Nadia și aveam toate fetele ne făceam codițe și aveam cordeluță și normal că aveam pampoane și mergeam la gimnastică toate în rând și care cum picau. Bineînțeles că atunci când am ajuns la gimnastică, tita mai girafa n-aveau ce să facă cu mine. Și atunci a zis, uite, știi că este un antrenor aici care face atletism și te duci la alergare. Și noi aveam la momentul ăla la Sighești o echipă de handbal și chiar mi-a dat, antrenorul meu mi-a dat că am fost legitimată și la handbal. Uitasem că am fost legitimată și la handbal și am jucat un pic și de handbal, pentru că echipa localității avea nevoie de mine, de înălțime, avea mai multe criterii. Și zic, ia uite, m-am fost și handbalistă și nici nu știau. Dacă ar fi fost să nu existe atletismul, ce ați fi făcut? Nu știu dacă făceam ceva, pentru că acolo n-avea, la momentul ăla n-avea alternativă. Făceai sport. Handbal. Că tot ați zis că ați fost legitimat. La Sighet, în timpurile alea, aveam așa. O echipă de divizia B de handbal, o echipă de divizia A de volei, fete înalte, care unele au fost extrase spre Dinamo București. Aveam atletismul, care deja aveam două sportive venite la lotul național, pentru că țelul era să vii la lotul național, da? Să ieși de acolo un pic. Plecase doi boxiori care erau foarte buni și la gimnastică aveam, dar nu aveam, nu a fost selectat nimeni pentru Deva, că atunci era Deva în vogă. Și atunci aveam echipe, adică puteai să te lipești la orice, oricum te duceai la sport, pentru că la sport îți dădea Adidas și îți mai dădea un training, te mai duceai în cantonament, mai mâncai o altă ciorbă decât ciorba de acasă și așa mai departe. Deci erau, când plecai în cantonament era wow, trebuia să pleci și te antrenai, nu contează pe ploaie sau pe vânt. Eu mi-aduc cu mare plăcere aminte de cantonamentele făcute și deplasările mele câte 10 ore ca să mă duc la un concurs. Nu degeaba se spune că mari sportivi sau poate cei mai mari sau majoritatea sunt proveniți din sărăcie. Pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, pe vremurile alea trebuia păi să facă... Păi doar foamea te face să... Să vrei. Să vrei și să învingi. Și foamea nu e neapărat foamea de mâncare. Poate să fie foamea de medalii, foamea de mare performanță, foamea să ieși în evidență, sub orice formă. Dacă eram matematiciană, cred că făceam la fel, nu? Că noi avem un Sighet, avem un liceu, de unde au plecat foarte mulți profesori de matematică, sunt directori de bancă, adică și acum sunt foarte bine, au plecat și în străinătate, adică am avut un mate fizică, un profil de mate fizică foarte bun și de informatică și care au dat societății oameni foarte bine spre marea performanță în ceea ce și-au dorit ei. Nu înseamnă că doar sportul te poate arunca în marea performanță și noi știm unii de alții și noi vorbim și ne mai întâlnim când ne întâlnim la 10-15 ani de liceu și așa mai departe. Știm fiecare pe unde suntem și toți suntem bine. De-aia foamea trebuie să fie de mare performanță. Foamea de a face ceva, de a ieși în evidență prin ceea ce poți și ceea ce știi. Nu e obligatoriu să faci doar sport de performanță. Există atâtea metode. Care au fost cele mai grele condiții prin care v-ați trecut, prin care v-ați antrenat? Nu știu dacă au fost grele, că toată lumea zice, mamă, ce greu. Da, poate că atunci ziceam, mamă, nu mă mai duc. Cred că cel mai greu mi-a fost într-un cantonament, dar nu m-am mai dus a doua oară, dar e clar. Erau cantonamentele la Piatra Arsă, care e aproximativ pe acolo pe sus, pe la vârful omul. Și pe la Babele și era un frig și stăteam 6 în cameră și aveam, atunci se făcea și revista prese, în fiecare joi scriam ce zicea domnul, ce zicea tovarășul la televizor. Aveam antrenor federal pe tatăl lui Andrei Năurăscu, care zicea, gata, ați venit, hai scrieți. Și ne dădea dictare și făceam conspecte din ziarele de vremea aia. Citeam ziarele, citeam toți ziarele sportive, ca să știm tot ce se întâmplă în sport. Și da, era foarte frig, într-adevăr. N-aveam apă caldă decât așa la picurătoare și cred că ăla a fost singurul care, când am coborât de acolo, am zis că nu mai fac, că nu mă mai duc nicăieri, că nu mai fac sport de performanță, că e foarte greu și eu nu mai urc niciodată acolo. Bine că am fost nevoită să nu mai urc. Acum avem condiții, dar nu mai avem facem performanță? Avem condiții, avem baze, dar nu mai facem performanțe, cu toate că noi vedem doar bazele așa, făcute astea pe milioane de euro,
dar sunt nefolositoare. Adică noi investim în ceva în ce nu folosește societății și nici măcar a dezvoltării educației fizice și sportului. Ar trebui din banii cât am făcut un stadion, milioanele alea care sunt și să știu pe hârtie, puteam să facem în fiecare școală câte o bază sportivă. În fiecare școală, la fiecare 300 de mii de locuitori ar fi trebuit să facem o bază sportivă. Știm foarte bine că dacă te duci așa în țară, vezi că fiecare comună are câte un teren de fotbal, vai de capul lui, în spatele școlii sau în spatele primăriei. E, ăla trebuia făcut. Sunt 34 de ani care nimeni nu s-a ocupat de acele terenuri, să le pună o amărâtă de pistă sintetică, de o multifuncțională în care poți să bagi mingea, să nu trăiască când plouă, să te mocirlești, să nu trăiască să îngrijești o iarbă care crește, care nu crește. Deci alea trebuiau să le vezi cu patru becuri, mai ales că acum suntem în generația halogenelor și așa mai departe, care ar fi trebuit ca toată lumea să bată mingea acolo, nu contează unde să ai noștri din comună. Păi bat mingea acolo, să știi că sunt acolo, bat mingea. E, în momentul de față, nimeni din administrație, și am bătut destul de mult țara în lung și în lat, nu are acest lucru. Că mai e pe acolo, că mai e pe acolo, sunt foarte puține. Astea trebuiau făcute de la bun început. Dacă toți le-a făcut ăla pe vechi, trebuia să le continui, să le noiești cât de cât pentru comunitatea pe care o drămuiești. Ca dovadă, nici aia care eu drămuiesc comunitățile, nu le place sportul doar așa, pe hârtie, dar nu le place, nu oferă condiții. Iar școlile ar fi trebuit modernizate sub o formă sau alta, alea care puteai. Eu și mai acum câțiva ani, 15 ani, le-am spus să am avut o acțiune, educație prin sport se numește, cu școlile din jurul clubului Dinamo, când lucram la Ministerul de Interne, erau vreo 10 școli. Le-am zis, bă, dar voi de ce nu faceți o cerere să faceți educația fizică aici, pe teren? Pentru că sunteți aici, stă profesorul aici, își face o cămăruță, are mingi, are stadion, îi aleargă, are o groapă de nisip, că n-aveți condiții. Păi zice, dar nu ne-am gândit. Păi cum, ți-e mai ușor să faci în clasa ta, acolo să dai de dor din brațe și în loc să spui că orele să fac peste drum, sunt școli care doar traversezi strada și ajungi la Dinamo. E, așa se poate face la fiecare stadion așa mare, care sunt și la Rapid, da, stai în Giulești, acolo în jurul Rapidului sunt cel puțin vreo 2-3 școli, le știu eu. Pe alea pot veni, mai ales aia 5-8, chiar pe bune, aia nu pot veni, aia umblă brambura pe toate străduțele, vin singur la școală, aia pot veni la ora de educație pe stadion. Te așteaptă profesor, ai venit bine, n-ai venit, îți spune absență și așa mai departe. Păi te duci, ți-a 10 minute să te duci până la școală, nu-ți trebuie, schimbi tricou, nu-ți trebuie să dai spray-uri sau să faci dușuri, pe bune.